Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Numele meu este Lucia, am 24 de ani și sunt make-up artist. Asta e pasiunea mea de mică. M-am chinuit ca să ajung până la nivelul în care să mă cunoască lumea, să mă aprecieze și mă bucur din suflet că am reușit să fac asta. Știam că o să-mi dezamăgesc familia și să fie la modul ăla. Ok, nu ești doctor, nu ești avocat, nu ești... Dar cel mai important este să faci ce-ți place în viață. Așa că încercăm. Pentru seara asta am ales să gătesc miso ramen. E o supă japoneză cumva, e un fel de fast food la ei, nu e o chestie atât de wow, adică nu am venit cu ceva fine dining sau, pentru că oricum nu m-aș pricepe să fac asta. Și sper să-i impresionez, adică nu știu, e ceva diferit. Cumva nu toată lumea face asta și mulți nici nu știu de ramen, știi? Le duci și o ciorbă cu ou. Stai. Scuze. Deci nu e de la emoții, eu sunt în general un om care nu are emoții. Dar sunt așa pentru că nu mă așteptam să termin la timp drăcia asta de supă, adică nu... Am emoții cumva, nu sunt așa speriată, că sunt la modul ăla, știu că nu sunt bucătar. N-am cum să mă aștept eu de la o chestie perfectă, n-am cum să mă aștept eu de la un ramen autentic, pentru că n-am fost acolo să văd cum îl fac ei, deci nu o să fie același gust, sub nicio formă. Am emoții, recunosc, da. Am. Vai. Vai. Nu, 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 nu. Mamă, ce ești, bă, ce am avut. Știi ce e aici? Stai că poftă spune-ți. Bună, bă, băieți. O bucată de piatră. O carabină. Da. Posibil. Minim. Alea, o bucată de piatră, o felie de sashimi și cu un pic de maioneză. Era pe aproape, dar nu era sashimi, nu era... Erai pe aproape, bă. Un ramen? Vai, nu. Vai, nu, vai, nu. Uite, bețe de-astea n-am acasă. Da, chiar. Târșim bețele? Îți dai seama. Le frăm? Păi, da. Te-a trăit seama, dar nu mai pot. Nu-i, mă. Nu-i dat seama. Avem carne de vită, mă, ce aveți? Vită, da, scuze, nu mai văd bine, mă. Aș putea mai subțire. Cred că fierbintea asta a fost interesantă. Ce este un miso ramen? Mie-mi place. Nu era, dar îi lipsește ceva. Singura chestie care mă enervează e că am foarte mulți noodles. Nu sunt cineva așteptați, dar pot să-mi fac tatuaj cu voi. Mai am loc. Scuze pentru supa mea. Cum vă numiți? Numele meu este Lucia. Lucia. N-am nicio treabă cu gătitul. Sunt o tipă simplă de la țară, care a stat și ceva timp prin București și prin Anglia. Machiez, asta fac eu. Ăsta e jobul meu. Sunt okay. Make-up artist. Dar e doar o pasiune și... De asta sunt așa, pentru că mă mir că am reușit să o termin. În cât timp ați gătit-o? Ia, în mod normal, trebuie să fiarbă mult. Cât mai am? Asta e, nu termin, ce să fac? Nu termin, nu mai dau farfuria, nu? Asta e, nu? Mai încerc. Asta e. Supa... Am pus-o eu la oala sub presiune. Oala e normal să fie așa? E ok? Nu e ok. O să știu, colegi, ce s-a întâmplat cu oala, că aproape l-a luat foc. Nu e ok, dar de ce? Ați uitat să-i desfaceți capac? Nu, 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 nu. Nu, 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 e ok, e ok. Era de la aragaz, cumva, se negrise foarte tare și m-am panicat, dar am încercat să mă liniștesc eu așa și să-mi continui treaba. Am marinat ouăle, supa mea, dezastru meu de supă, pentru că am stricat și a doua oală, da. Pare rău pentru voi. Dar știam că e imposibil să o faci într-un timp așa scurt, dar efectiv am vrut să o fac eu de la zero. Mai am decălit chestii. Am timp, nu am timp. Voi vedea acum.
cum ai ajuns în Anglia? Ai fost în Anglia? Ce ai făcut acolo? Fără să vreau, cumva. Am zis să-mi urmez iubitul, că știe el mai bine ca mine. Și am renunțat la meseria mea de aici, cumva, din București, că atunci eram în București. Când puteam să rămân aici să mă dezvolt. Dar de ce ai plecat din București? De ce ai renunțat la ce făceai aici? Eu am încercat să-l ajut pe el să scape de anumite chestii nașpa în viața lui. Așa am simțit eu din iubire, să încerc să-l duc pe drumul cel bun, cumva, să fie cu mine pe drumul bun. Doar că a fost și latura aia mai puțin bună. Fără să vreau, m-am dus într-o parte așa mai nasoală. Era strict legat de fumat. E o chestie care a ajuns să fie generală cumva, adică mulți oameni fumează, doar că consumam în cantități foarte mari. Am decis cu iubitul meu de atunci să plecăm în Anglia. Special ca să rărim chestia asta sau să o scoatem din viața noastră. Am ajuns acolo unde lucrurile s-au înrăutățit. Chestia asta noastră a devenit și mai nasoală și consumam și mai mult. Adică fugisem de un rău ca să ajungem la ceva mult mai groaznic. Pentru că eu eram într-un stadiu în care n-aveam bani, aveam datorii. Și faptul că el consuma ce consuma te influența și pe tine? Dar nu pot să dau vina pe el, pentru că a fost decizia mea să fac chestia asta. Nu pot să zic că el m-a pus să fac asta. Dar eu încercând să-l ajut pe el, am început și eu să fiu ca el. Am căzut eu în extrema aia în care eu, cum sunt acum, dacă mă gândesc la mine acum 2 ani, nu mă recunosc. Adică? Adică, 130 de chile, n-aveam chef nici să mă pieptăn, nici să mă machiez și din asta trăiam, asta era pasiunea mea. Pe canapea, fără să mai țin legătura cu prietenii mei, cu familia mea, așa. Doar cu el? Doar cu el, dar cumva nefericită. Eram nefericită total și am zis, ok, de ce stau lângă un om lângă care nu sunt fericită, deși am încercat din suflet să-l ajut. Și stăteam seara și mă gândeam, ok, trebuie să ies din treaba asta. Și am avut curajul să-mi fac bagajul. M-am mutat singură în Anglia. Deci m-am mutat singură într-o casă unde nu cunoșteam pe nimeni, lângă locul de muncă unde lucram atunci, pentru că lucram la un depozit. Ajunsesem de la toată pasiunea mea să lucrez într-un depozit unde descărcam mobilă, televizoare, chestii. Nu știu, mi-a fost cel mai greu, dar și cel mai bine cumva. Și abia acolo am putut să zic stop. Renunțasem la fumat, începusem să mănânc sănătos. Eram liniștită cumva. Și dacă nu era etapa aia de a fi singură, oricum nu puteam să mă întorc în țară. Mi-era rușine să mă întorc în țară. Mi-era rușine de ai mei. Mama nici nu știe exact povestea asta. Nu i-am spus. Mă știu mulți oameni, dar 80% dintre ei nu știu povestea asta. A, nici nu o afle, stai liniștită. Da, și am reușit să vin să-mi strâng niște bănuți ca să pot să mă reîntorc acasă și să fac, de fapt, ce mă face fericită și ce vreau eu să fac, singură. După ce am ajuns acasă, culmea, chiar și cu pandemia și nebunii și când au fost ok, fără restricții, am reușit să mă dezvolt foarte tare pe treaba asta de make-up și câștig foarte bine din asta, fac ce-mi place, mă simt din nou bine, bravo. Am reușit să renunț la tot ce-mi face rău. Și asta e ok. Și dacă mă uit la Lucia de atunci, Lucia care avea 130 ceva de kilograme, nu știu, nu mai vreau înapoi. M-am chinuit atât de tare încât nu o mai vreau înapoi pe Lucia de atunci. Am învățat ceva din asta. Apropo de povestea ta, să știi că nu trebuie să-ți pară rău că ai împărtășit-o. Oricine poate învăța din ea. Da. Și felicitări. Mulțumesc. E interesant că ți-asumi treaba asta până la urmă, da, și că ai curajul să mea. Povestești despre ea. Ela. Ela. N-ai cum. Asumă-ți-o și pe asta. Nu dacă... cred. N-ai cum. Bine, mă, na, oftim. Lasă-l. Ia mai scoate. Păi glumiți, nu? Iată, nu, și e rece, Ena. E rece. Și știu că trebuie să fie foarte fierbinte, să fie bun. Dacă cu trei nu ți-a plăcut, uite, ți-l dăm pe ăsta. Era rece, am realizat și noi treaba asta. Dacă eu încă sunt la modul ăla serios. Serios? Wow. Nu cred. Ce tare e, ce mai tare chestie, nu cred. La ce săptămâni am avut nașpa? Mersi, nu vreau să spun. Nu cred. Mulțumesc. Sunt șocată, nu vine să cred. Wow. La revedere. Mi-a făcut plăcere. Wow. Mersi. Nu cred. Sunt șocată. Probabil ăsta e secretul în viață, să nu ai așa multe așteptări. Atunci când ai așteptări, ești dezamăgit. Când nu le ai, ești surprins. Deci... Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.